După salutul și bineța de rigoare, debutăm întâlnirea de astăzi cu o întrebare tranșantă și deloc simplă, pe care vă invit să vă puneți fiecare. Îi aparțin eu lui Iisus Hristos? Dacă vrei să știi dacă ești creștin sau cât de creștin ești, această întrebare este definitorie și determinantă. Tot Apostolul Pavel ne ajută, cităm din 1 Corinteni 6, versetul 20, precizând că ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Al proslăvi, adică al glorifica pe Dumnezeu, conferă detaliilor vieții noi înțelesuri și accente. Cum ar trebui să trăiesc? În ce măsură viața mea ar trebui să fie altfel datorită faptului că Iisus m-a mântuit? Pavel afirmase de la bun începutul epistolei către romani că el fusese pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Ce să însemne acest pus deoparte? Biblia ne învață limpede despre bine și rău în multe domenii și aspecte. Dar care ar trebui să fie reacția și comportamentul nostru în chestiunile așa zis discutabile, interpretabile, negociabile? Cred că nu odată v-a chinuit întrebarea, oare chiar trebuie să... Cum ar trebui să se poarte creștinul în așa numitele zone gri? Din Romani, capitolele 14 și 15, unde am ajuns, vom extrage, azi și data viitoare, câteva principii care au în vedere o viață pusă deoparte pentru și cu Domnul și, în același timp, plină de bucurie și pace. Principiul numărul 1. Convingerea. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui, scrie în Romani 14, versetul 5. Convingerea înseamnă exact cum se exprimă Pavel aici, încredințare deplină în mintea și inima lui, care îți conferă liniște și libertate să te dărui liber consimțit și fără rezerve. Dacă poți să te faci părtaș într-o lucrare sau într-o relație și să păstrezi o legătură strânsă cu Iisus Hristos fără nicio mustrare de cuget, n-are de ce să-ți fie teamă. Inima, cugetul și mintea noastră dictează conduita noastră. Într-o bună zi, fiecare vom da socoteală pentru trăirea noastră, pentru fiecare gând, cuvânt, opțiune și așa mai departe. Vezi și 2 Corinteni 5, versetul 10. Prea adesea alegem riscul de a încăleca gardul, cum se zice, adică să fim cu un picior în lume și cu unul în cer, cu Dumnezeu. Nu se poate. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, ne-a avertizat Mântuitorul însuși. Deci, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. De asemenea, trebuie să ne investim energia și gândirea astfel încât să putem să continuăm să ținem pasul unii cu alții. Dumnezeu lucrează în viața fiecăruia dintre copiii săi, desigur conform planului, ritmului, voii sale. Tratați cu respect și înțelegere lucrarea lui Dumnezeu în cei de lângă voi. Străduiți-vă să nu-i ofensați pe semenii și frații voștri, ci concentrați-vă mai degrabă pe ceea ce zidește fiecare credincios și comunitatea. Nu aveți cum să știți cum lucrează Dumnezeu în inimile celorlalți. Nu interveni în voia și în lucrarea Lui doar ca să-ți practici sau verifici propria libertate. Când trăiești pe bază de convingeri, de încredințări, să fii sigur că asta îl va mulțumi pe Dumnezeu. Se cuvine să fac cu tare sau cu tare lucru? Pot să o fac cu bucurie, în pace, fără nicio reținere? Astfel de întrebări trebuie să ne punem aproape la fiecare pas al umblării noastre.